Hei, salutare! Bine vin la încă un episod Dosi. Sunt Antonio Enache, antrenor de aerobic fitness și tehnician nutriționist și astăzi vom face un scurt antrenament împreună, dar da, și eficient în același timp. Ce vom lucra? Vom lucra partea superioară a corpului, așa că am nevoie de toată energia voastră, toată atitudinea. Da, poți începe cu o încălzire pe care o găsești în primul video, în caz că nu ai făcut o încălzire, dar chiar și antrenamentul pe care o să-l fac acum nu necesită neapărat o încălzire foarte complexă. Haideți să vă arăt primele exerciții cu care o să începeți. Primul exercițiu are legătură cu umerii. Ce vreau să faceți? Să vă imaginați că sunteți niște păsări călătoare și palmele îndreptate spre sol pulsează constant și urc, cobor. Foarte bine, inspir, expir. Urc, cobor. Apăs. Foarte bine. Ce vreau să faci? 30 de repetări. Acesta este primul exercițiu și inspir, expir. După fiecare exercițiu scutur ușor brațele. Exercițiul numărul 2 implică tot umerii și vreau să duci brațele sus. Atingi umerii, duci brațele sus, cobor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta este ritmul. 30 de repetări, exercițiu numărul 3. Vom lucra bicepsul, abdomenul încordat, fesierii ușor în spate, pumnii încordați, urc, cobor. Urc, cobor, te poți folosi ori de două conserve Dosi, da? Ori poți lua două bidoane de apă, ori două gantere mici. Ai 30 de repetări, inspir, expir. Chiar și fără greutăți, în momentul în care încordezi corect mușchiul, contracția există și mușchiul va crește, da, vei arde calorii și da, este eficient. Acesta a fost al treilea exercițiu, al patrulea exercițiu pentru triceps, foarte important, de data asta mă plec mai mult, duc coatele înapoi, coatele rămân cât mai fixe și duc brațele înapoi, privirea în față. Inspir, expir, întind brațele, duc cât mai mult, la fel avem 30 de repetări, la fel putem folosi ori două conserve Dosi, ori două bidoane de apă, dar chiar și cu brațele goale se simte că lucrezi. Și ultimul exercițiu, foarte important, implică și zona abdomenului, mă duc lateral, și ating. De data asta am 50 de repetări. Inspir, expir. Inspir, expir. Spatele drept. Inspir, expir. Ce am lucrat până acum? Am lucrat umerii, am lucrat bicepsul și tricepsul. Ce lucrăm acum? Lucrăm abdomenul. 50 de repetări. Repetați asta de 3 ori într-un circuit și o să vedeți ce rezultate minunate o să aveți. Puteți să scrieți chiar un coment să ne spuneți cum a funcționat antrenamentul pentru voi. Și acum, haideți să vorbim foarte pe scurt despre nutriție și ce înseamnă o alimentație corectă. După cum bine știi, dacă vrei să ai o alimentație corectă, este nevoie de sacrificii. Da, trebuie să ai un plan alimentar, da, trebuie să ai alimente de calitate. Cu ce te ajută Dosi? În primul rând, vine în ajutorul nostru conserve de calitate care oferă alimentației noastre un aport nutritiv considerabil. Astăzi vom vorbi despre mazărea verde, fină, foarte gustoasă în primul rând, cu un soi selecționat foarte atent de echipa Dosi și ce iubesc eu în general la mazăre este că este proteină vegetală, proteina vegetală este cu mult mai bine asimilabilă decât proteina animală și o să vezi că de multe ori cu proteina vegetală poți obține mai mulți mușchi decât cu proteina vegetală. Și nu e vorba doar de mușchi, este vorba de a păstra masa musculară și de foarte multe ori ne dorim ca să putem să rămânem tineri, să ne păstrăm masa musculară, poate să o îmbunătățim sau să o refacem. Așa că, indiferent de obiectivele pe care le aveți, mazărea fină Dosi poate să fie o soluție care te ajută în planul tău alimentar. Poate fi consumată oricând pe parcursul zilei, dar da, consumată în cantități corecte cât să te ajute nutrițional. Aici avem o conservă care are 400 de grame.
putem avea 200 de grame, jumătate de conservă la o masă, care poate să fie însoțită chiar și de o salată lângă sau alte alimente care pot să fie parte din planul tău alimentar. Nu recomand de cele mai multe ori să fie proteina vegetală combinată și cu proteina animală, dar proteina din mazărea dosi poate să fie o alternativă efectiv pentru o masă și poți avea suficientă proteine și fibre la o singură masă dacă îți împarți corect caloriile. Îți mulțumesc, ne vedem în episodul următor. Până atunci, nu uita, ai grijă de alimentația ta, fă sport și dorește să fie o versiune mai bună în fiecare zi. Ciao!